Salut! Astăzi vă voi prezenta un kit de conversie la volanta cu masă simplă dintr-o volantă cu masă dublă. Un kit complet. Este un reambalator QWP Qualities Workshop Parts. De la asta vin inițialele. Este un kit complet de convertare a volantei masă dublă cu o volantă masă simplă și ambreiajul aferent pentru motoarele de la Volkswagen, Audi, Seat, Skoda 1.9 diesel. Instrucțiunile. Indicații privind montarea și instalarea lor. Avem discul de ambreiaj aici, arcurile, cele patru arcuri ale discului de ambreiaj, pentru că la volanta cu masă simplă sunt ultra necesare ca discul să aibă arcuri pentru a putea prelua șocuri din transmisie. Volanta cu masă dublă lipsește. Și atunci e necesar acest lucru. Codul discului. Este sigilat. Avem și aici, ca și pentru volanta cu masă dublă, ștanța și gravura părții corecte de montaj, flywheel side. Discul trebuie montat spre volantă cu această parte, butucul de ambreiaj cu dinții aferenți. Este mai greu, mult mai greu decât un disc de ambreiaj pentru o volantă cu masă dublă. Șuruburile, atât de la placa de presiune, cât și de la volanta cu masă dublă, nu se mai potrivesc cele de pe mașină, automat trebuie să vină în pachet cele pentru volanta cu masă simplă. Rulmentul de presiune, rulment de presiune mecanic, vaselină, placa de presiune, suprafața plăcii care intră în contact cu discul, soarele, codul intern al producătorului, ghidajele, și aici volanta cu masă simplă. Mult mai ușoară ca o volantă cu masă dublă. Butucul și partea de pe arborele cotit. Observăm că nu mai există partea mobilă a volantei cu masă dublă. Este doar o bucată de metal care ajută la pornirea și transmiterea forței în cutie. Haideți să încercăm acum să le asamblăm. Avem volanta.
discul. Nu uităm partea corectă de montare. Să aveți în descriere și pentru ce modele se potrivește. De asemenea, o să aveți și o comparație cu o volantă cu masă dublă. Vă mulțumim pentru vizionare și ne revedem marțea viitoare.